Taina Sfintei Spovedanii. Discutând despre cele sfinte, un om îi spuse unui călugăr: Părinte, eu cred în Dumnezeu, însă nu prea merg la biserică. Nu am mai fost la slujbe sau la spovedanie de mult timp și nici nu cred că este neapărat nevoie să mergi, nu? Ce, că e suficient să crezi în Dumnezeu și atât, nu? Ce părere aveți? Păi, fiule, îi răspunse atunci călugărul, ai o cămașă foarte frumoasă. Nedumerit, omul nu a mai știut ce să zică, însă călugărul a continuat: Ia spune, porți toată ziua această cămașă? Da, răspunse omul. Dar două zile la rând o porți? Ei, s-ar putea. Dar o săptămână sau o lună o porți? Păi nu, părinte, nu, bineînțeles că nu. Dar de ce? Îl mai întreba atunci călugărul, ca și când nu ar fi priceput. De ce? Fiindcă se murdărește și trebuie spălată. Abia după aceea o iau iarăși pe mine, când este curată și frumoasă. Păi vezi, fiule, așa cum se murdărește cămașa ta și trebuie spălată pentru a o purta iarăși, la fel și sufletul tău se murdărește de păcate și de răutate. Și cum l-ai putea curăța, dacă nu la spovedanie și la slujbe, prin dragostea și prin harul Domnului?